Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în tutorialul acesta mi-am propus să vă prezint modul în care poți să realizezi o resursă digitală introducând un clip video pe care se adaug anumite sarcini scurte de tip evaluativ. Poți să folosesc cele două butoane despre care v-am mai vorbit, de creează. Și am două posibilități, lecție sau video. Eu am să folosesc varianta lecție, întrucât aici am mai multe opțiuni dacă doresc ca în continuare lecție respective, în afară de materialul video, să adaug și alte tipuri de materiale. Deci am să folosesc meniul lecție. Este o interfață cu care voi v-ați mai întâlnit până acum, simplă, lecție fără titlu. Haideți să-i dăm o lecție, spunem material sau resursă. Resursă video. Am salvat titlul. Butonul de adaugă conținut și activități. Avem cele două meniuri, conținut și activități. Meniul activități l-am parcurs în tutorialele anterioare, tutorialele 1.8. O să ne axăm pe meniul conținut. Meniul slide, slide-uri, am discutat despre el și mergem la video. Deci aceasta este opțiunea pe care o folosesc. Video. Video. Așteptăm să se încarce pagina. Să discutăm puțin despre această interfață. Avem mai multe opțiuni. Acum suntem implicit în biblioteca aplicației NARPOD. Da? Avem aici cele două tipuri de filtre pe care le putem aplica pentru a folosi materialele de la NARPOD, dar atenție, toate aceste materiale sunt, sau mare parte dintre aceste materiale sunt în limba engleză, dar nu este o problemă aceasta, pentru că pot foarte bine să folosesc și materiale de pe YouTube și materialele video proprii pe care eu le-am încărcate sau să încarc efectiv un material video din dispozitivul meu. Am să încerc să vi le prezint pe fiecare în parte. Vedeți, acum suntem în biblioteca video a platformei. Este suficient să-mi aleg unul dintre aceste materiale și să îl introduc pentru a face adnotări și pentru a introduce sarcini de lucru de tip evaluativ pe materialul respectiv. Dacă vedeți filtrele aici, este suficient să le bifez și dacă am să le bifez, de exemplu, matematică, clasa 1, se va face o selecție numai cu materialele de matematică pentru clasa 1. Acum depinde ce își dorește fiecare. Următoarea opțiune, YouTube. Efectiv, este suficient să scriu aici ce mă interesează, să spunem că mă interesează adunarea numerelor. Efectiv, mi se prezintă aici o grămadă de materiale video pe care eu le pot folosi în resursa mea. Ok, trecem și de această opțiune de pe YouTube, mergem la următoarea, videourile mele, deci materialele video pe care le-am încărcat eu în platformă. Vedeți că e un singur material video încărcat și acela salvat din biblioteca aplicației. Și unde ne interesează pe noi cel mai mult? Să încărcăm un video. Pot să încarc un video din dispozitivul meu, din calculator,
sau pot efectiv să încarc un video din cloud, adică din Google Drive, din OneNote sau Dropbox. Bun, eu o să încep să încarc un material din calculatorul meu. Dacă tot discutăm despre NARPOD, haideți să încarc un material de aici. Aștept să își facă upload-ul, să se încarce. Se încarcă relativ repede, depinde și de ce conexiune de internet avem pentru a realiza această operațiune. Dacă vreau să renunț, pot să folosesc Cancel Video Upload, dar nu este cazul în această situație. Materialul se va încărca imediat. Și o să vă prezint, după ce se încarcă materialul, și opțiunile pe care le avem pentru a lucra pe respectiva resursă video. Materialul este încărcat, îl vedeți aici. Avem, să intuim puțin interfața, deci avem materialul. În partea de jos, în partea dreaptă, avem la acest trim de aici, pot să scurtez materialul pe care eu lucrez până într-un anumit punct ce mă interesează pe mine, poate nu mă interesează tot materialul. Cum fac acest lucru? Folosesc opțiunea trim și pur și simplu îmi scurtez materialul meu până la ce minut mă interesează. Este bine să îl vizualizăm înainte pentru a stabili până la ce moment ne interesează pe noi materialul respectiv în resursă. Eu am să-l las așa cum este. Ce mai avem? Viteza de derulare a materialului, firesc că vom lăsa pe normal, dar putem să dăm pe mai încet și mai încet, repede și foarte repede. Aici avem cât durează materialul nostru, în această situație 10 minute și 41 de secunde. Mai avem la setările calitatea video. Am să dau pe 720, el era pe 480. Butonul de salvare, dar nu-l folosim acum, și butonul de anulare, cancel. Ceea ce este foarte important aici este că pe materialul nostru poți adaug în diferite momente anumite sarcini de lucru. De la acest buton adaugă activitate. Am să adaug o primă activitate. O să-l las să meargă puțin. Durează puțin. Scuze că era la final și de asta nu se încărca. Bună ziua, dragilor! Bun! În tutorialul de astăzi am să vă prezint pe mine adresa. Să spunem că în acest moment eu vreau să dau o, pentru a verifica ce a înțeles elevii, să dau o activitate. Aici avem două posibilități. Putem să adăugăm o întrebare cu răspuns deschis sau o întrebare în care elevul trebuie să-și aleagă varianta de răspuns. Eu am să pun o întrebare unde elevul trebuie să-și aleagă varianta de răspuns. Se încarcă, aici spunem întrebarea, cum se numește platforma de învățare prezentată în tutorial. Aici dau variantele de răspuns. NARPOD, Google Drive sau adaug un alt răspuns. Nu insist asupra acestei opțiuni pentru că v-am mai prezentat-o. Google.
Nu trebuie să uităm să selectăm, oricum nu se dă voie să facem salvarea dacă nu selectăm o variantă de răspuns corectă. Am selectat varianta de răspuns corectă, după care tot ceea ce avem de făcut este să dăm salvare. Bun. Vedeți, pe timeline aici ni se prezintă că la momentul 19 secunde avem o sarcină de lucru pe care elevii trebuie să lucreze. Dacă vrem să o edităm, apăsăm pe edit și o edităm, după care îi dăm salvare dacă noi ne-am răzgândit sau constatăm că am făcut vreo greșeală. Îi dăm drumul mai departe materialului. În momentul în care am să-l derulez, ca să ajungem mai departe. Am ajuns pe cu Google. Bun. Mi-a aleg unul din toate tipuri de conturi. Am să mă opresc aici. O să pun o altă sarcină de învățare. Haideți să spunem tot cu alegere multiplă. Cu ce tip de... Sau, ba da, cu ce tip... Tip de con mă pot conecta la laptop. O să spunem Google. Yahoo. Mai adăugăm un răspuns. Zicem pe tu. Nu e cazul să insistăm foarte mult. Alegem varianta de răspuns corect, după care salvare. Și în modul acesta, haideți să mai adaug o altă variantă de răspuns, tocmai la final. Ținem următorul tutorial și spor la explorarea platformei. Aici la final, să spunem că vrem să mai adăugăm o activitate, o activitate cu răspuns deschis. Și o să spunem fie trei avantaje ale folosirii platformei platform. Îi dăm salvare și vedem că pe materialul video pe care eu l-am integrat am efectiv una, vedeți aici, două, trei sarcini de lucru. Eu am pus trei, dumneavoastră puteți spune mai puține sau puteți spune mai multe, depinde ce vă propuneți să realizați prin acel material. Când am ajuns la final, îi dau salvare, aștept ca materialul respectiv să se salveze, este salvat aici și pot să-i dau și este indicat, am tot spus lucrul acesta, să-i dau o previzualizare, să vedem materialul și din perspectiva elevului, nu numai a cadrului didactic. O să pornesc materialul, să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă în momentul în care se ajunge la sarcina de lucru. Vă prezint platforma Neopod. Accesarea acestei platforme se face tastând într-un browser de internet, adresa neopod.com. A ajuns la sarcina de lucru pe care eu am introdus-o și efectiv apare sarcina de învățare. Vedeți că este pe interactive mode, da? Aici nu se văd și variantele de răspuns. Ca să văd și variantele de răspuns, ar trebui să intru pe efectiv pe un cont de elev pentru a vedea acest lucru. Login. Am posibilitatea de mai departe cu mai multe tipuri de conturi. Vedeți? Am o altă sarcină de învățare pe care am introdus-o. Vedeți? Dacă îi dau expand, să văd și variantele de răspuns. Fiind pe cont de profesor, normal că am și această posibilitate să dau să se vadă varianta corectă de răspuns, să se verifice dacă eu am făcut corect ceea ce am făcut. Am să merg pe final și ultima variantă. Până la următorul tutorial și spor la explorarea
platforme. Avem și aici fie trei avantaje ai folosi platforme în AirPod, dau expand, nu se văd variante de răspuns, că nu am pus cu variante de răspuns, da? Dar totul este aici din perspectiva cadrului didactic, dar în momentul în care elevul o să intre, o să vadă, cum v-am mai spus, și variantele pe care le are pentru a răspunde pe ele și cadrul didactic vede în timp real modul în care elevii au răspuns, fie la item cu alegere multiplă, fie la item tip răspuns deschis. Dragii mei, vă urez mult succes în ceea ce v-ați propus să faceți folosind acest instrument digital și la cât mai multe resurse. Vă salută, Marian!